Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. În Bundesliga, Dortmund e pe un trend foarte bun. Acum, adevărul e că se află în momentul de față la doar 4 puncte de Bayern München, așadar nu și-a luat 14 puncte, nu și-a luat nici măcar 9, are doar 4 puncte amărâte. Și zic eu că cine vede în Dortmund viitoarea campioană a Germaniei se grăbește foarte, foarte mult. Vă sfătuiesc să nu faceți nici dumneavoastră, prieteni, cei care vă aflați în fața televizorului, pentru că, așa cum știm, dacă putem vorbi despre Bayern în linii mari, atunci una din caracterizările pe care le-am face ar fi că este o echipă de o constanță fantastică. E adevărat, din când în când am mai pierdut în fața lui Dortmund, ar putea fi și cazul acestui sezon, însă să nu ne grăbim să tragem concluzii. Cert este că în această etapă Dortmund o întâlnește pe Hertha, evident mare favorită, mai ales după ce în mijlocul săptămânii a câștigat contra celor de la Atletico Madrid. Echipa este în formă, l-are pe acest fabulos Paco Alcacer. Mă uitam, cota pentru un gol marcat de Paco Alcacer e undeva la 1.90 și ceva. Unele case de pariuri oferind chiar 1.80 și ceva. Un lucru care nu ne bucură, pentru că era dorat gol Paco Alcacer. Nu e chiar un meci ușor contra Hertei, care în acest sezon se descurcă în mod surprinzător, cel puțin până la momentul de față, bine. Bilanțul lui Dortmund, au avut 12 meciuri în acest sezon, 8 dintre ele câștigate, mă rog, ar fi 7 plus o victorie în cupă după prelungiri și 2 sau 3 remize după caz, depinde cum judecați meciul din cupă. 36 de goluri în 12 partide, asta înseamnă o medie de 3 goluri pe meci marcate, foarte, foarte mulțumitor. Și în cele 12 meciuri oficiale din acest sezon, doar în jumătate a primit gol. Da, atenție, Alcacer nu va evolua din primul minut, este ușor accidentat, va intra, dar va intra pe durata partidei. E posibil să joace din primul minut și în funcție de cum e lucrurile să fie scos undeva prin minutul 60. Pariem unul solid și gol în ambele reprize pentru această partidă, cote undeva la 1.45, să zicem, 1.43, 1.44. Sunt case de pariuri care probabil oferă și cotații mai mari. Leipzig cu Schalke, ambele marchează, cota 1.64, Leipzig o zi în minus de odihnă după meciul de Europa League, Schalke a jucat miercuri, poate va profita Schalke, mai ales că în sfârșit echipa se mișcă greu, dar va ieși ușor din acea zonă minată a clasamentului. Bremen cu Leverkusen, ambele marchează, cota 1.54, defensiv Leverkusen stă îngrozitor, are deja 15 goluri primite, aproape 2 pe meci, foarte, foarte prost pentru Leverkusen. Să zicem că în atac lucrurile s-ar mișca, la Bremen nici nu este foarte dificil să marchezi, nu este chiar o echipă, în ciuda performanțelor din acest debut de sezon, nu este o echipă atât de solidă, atât de tare pe cât o arată clasarea actuală. Hoffenheim-Stuttgart, ambele marchează, cota 1.54, sau uite o variantă care mie sincer îmi place foarte, foarte mult, 1x și 2.5 goluri în meci, la o cotă de 1.41, practic ne acoperă această variantă de pariere de o mulțime de rezultate, inclusiv am fi puși la adăpost așa de o semi-surpriză, să zicem, un 1-1 obținut de Stuttgart la Hoffenheim, chiar ar fi un rezultat bun pentru Wasp, mai ales că Stuttgart din nou stă foarte prost, locul 17, și mai ales cu Bayern 2-2.5 goluri de meci, nu mai pariem pe șansă dublă. Cum ai spus și tu, Bayern, o echipă constantă, o echipă care, în ciuda derapajelor, știe să-și revină tot timpul, are armele sale, mă uitam, acea ieșire, și am discutat săptămâna asta, acea ieșire a staff-ului, conducerii, de vinerea trecută, a pus-o pe picioare, a câștigat după un meci bun în campionat. În Liga Campionilor nu a avut o evoluție foarte bună la Ecatena, deși practic Ecatena nu a văzut poarta adversă, dar în sfârșit. 2-2.5 goluri marcate în meci pentru o cotă de 1.50. Robben, Coman și Tolisso sunt absenții lui Bayern. Lista Mainz-ului este ceva mai lungă și, evident, pot să se ivească probleme. Dar oricând, în condițiile astea de boli teribile la Mainz, poate apărea Maxim. Da, apare Maxim și lucrurile devin certe. Da, îmi și imaginez Maxim aducând un prieten răcit în vestiar acolo să facă cunoștință cu toți colegii săi.
Da, pe pupe, pe obraj, da, pe frunte. Da. Unul de la okay. Cobz, așa, știi, gripat. Da. Cu ochii roșii. Da, uite, avem și Ligan, Radu va fi corectat duminică seară, mare emisiune, nu are emisiune, se joacă Marseille-PSG. Știm cam în ce direcție se îndreaptă această partidă, dar pentru noi e important să scoatem un pariu câștigător. Deocamdată avem un Angers-Lyon, X12 1,5 goluri, cota 1,46. Dionezii au trecut destul de bine peste deplasare la Hoffenheim, au marcat de 3 ori, au și primit 3 goluri, dar e ceva în tradiția ambelor echipe. Lille KM 1X și peste 1,5 goluri, cota 1,45. Lille s-a așezat serios pe locul 2 al clasamentului. Cred că poate bifa o nouă victorie, ar fi a 8-a sezonului, 11 partide, excelent pentru Lille, mă bucur pentru această formație. Vom mai avea un Reim 1 solist, cota 1,76 și ajunge la Marseille-PSG peste 2,5 goluri la o cotă de 1,40. Cred că merge și un 12 peste 2,5 goluri. Motivele sunt clare. Dezastroasă Marseille în apărare, pardon. Da, și diferența asta între PSG și restul trupelor din Liga, asta este un aspect care aduce avantaje pe viitor, pentru că PSG a început să vândă Liga, se vinde din ce în ce mai bine, iar cluburile vor profita, dar până ce va ajunge și Lyon și Marseille să beneficie. Da, sunt de acord cu tine, da. Dar să știi că să aibă un buget consistent, va mai trece multă vreme. Să știi că, după părerea mea, orice echipă care va avea curajul să o preseze pe Marseille, să-i creeze probleme în apărare, va avea, într-o oarecare măsură, succes, pentru că apărarea lui Marseille este efectiv de Dinamo București. Adică oamenii aia, probabil, când o să fie dați afară de acolo, fix rednică ea la Dinamo, că și așa caută jucători acolo. La Botoșani ajung toți băieții ăștia din care trec prin Liga la un moment dat. Se opresc la Botoșani. Ajungem în Premier League, avem un pachet chiar consistent și am încredere mare în aceste ponturi. Le-am analizat, le-am întors pe toate părțile, le-am mai scos, le-am mai pus înapoi, le-am mai combinat. Eu cred că va fi un pachet de pariuri chiar bun pentru pariuri în acest weekend. Brighton Wolverhampton sub 2,5 goluri, cota 1,61. Wolverhampton are un singur over 2,5 goluri în acest sezon, o echipă închisă. Fulham, dar știi de ce, nu? Pentru că la ei este spiritul sfânt. Da, e spiritul, da. Așa cheamă pe antrenor. Așa cheamă pe antrenor. E spiritul santo sau ceva de genul ăsta. Da. Antrena la Liga, m-a distrat de multă vreme numele lui. Mai era și la Napoli, acum ceva ani, era Santo Croce. Iar Jesus e pe toate drumurile. Jesus, da. Fulham peste 9,5 goluri în conere, meciul de la Londra, cota 1,47 și gol în ambele reprize, cota 1,46. Două echipe, cred că Bournemouth joacă peste potențial în acest moment, oricum valorii stă mai bine ca Fulham încă nu are lotare și să vezi în iarnă ce transferuri interesante o să facă Fulham. Mă gândesc că o să scape de retrogradare. Mergi un ambele marchează aici? Da. Cam pe aici. Eu cred că ar fi un 2-1 pentru un 2-1, 2-2, ceva de genul ăsta. 2-1 pentru Fulham, bănesc. Nu, pentru Bournemouth. Pentru Bournemouth. Eu aș merge 2-1 pentru Fulham. Important este să iasă pariurile pe goluri. Absolut. Și cornere. Liverpool-Cardiff, sub 12,5 cornere, cota 1,44. Liverpool pe echipă de cornere. Aș încerca și Cardiff marchează. Da, ok, și în felul ăsta le ducem clar într-o cotă bună, nici nu mai trebuie să încercăm overul, pentru că cu ambele marchează avem deja o cotă de 1,90, 1,90 ceva, nu mai are rost să ne ducem un over peste 2,5 goluri, pe care cotă 1,50, iar un ambele marchează, îți dai seama, cotă mult mai bună. Southampton, Newcastle, pauză sau final X, cota 1,67 și gazele mai multe cone în aceeași partidă, cota 1,44. Eu aș încerca aici, Sabine, un 1X sau 1 fără remiză la Southampton cu Newcastle. 1 fără remiză, da. Newcastle alături de Huddersfield, cele două sunt singurile fără victorie după 9 runde. Huddersfield se va duce în Liga Secundă. Newcastle sper să-și revină. Îmi place mult această echipă. Nu prea are cum să-și revină, pentru că ei n-au jucători care să... Mă rog. N-au echipă. Benitez mai poate lucra acolo la lot, ar mai avea și bani de investiții. E adevărat, dar el a zis de când a început campionatul cu lotul ăsta... N-avem la ce să ne așteptăm.
Da, e, omul înțelege clar. Trebuie să galopăm spre final, Sabine. Ok, Watford Huddersfield 11 peste 1,5 goluri, Crystal Palace Arsenal gol în ambele reprize, un pariu foarte bun, zic eu, cota 1,54. United Everton. Everton să marcheze la o cotă de 1,53, prea bună cota ca să o ratăm, și Watford peste 3,5 goluri, în cota 1,70. Derbiul Tottenham Manchester City, Ibrish peste 1,5 goluri, cota 1,40, ca și în Marseille. Nu prea e derby ăsta. Un derby cu o favorită certă, da. Nu e derby. City e peste, mult peste, din nefericire pentru Tottenham acest sezon. Dele Alli încă nu revine. După ce o să se întoarcă Dele Alli, Tottenham o să aibă o altă față. Și Leicester cu West Ham peste 4,5 corner repriza secundă la o cotă de 1,70. Mergem mai departe, ca să apucăm să terminăm, vorbim în continuare despre supercotele pariuri 1x2.